Neața și bine ați revenit pe canalul nostru la un nou vlog, numai de o zi, nu o să fac vlog săptămânal, pur și simplu am simțit nevoia să mai filmez astăzi pentru voi, să vă mai updatez, pentru că n-am mai postat de mult și cred că ăsta o să fie primul clipuleț din 2019 și la mulți ani apropo pe anul ăsta 2019, fie ca Dumnezeu să vă ajute să vă îndepliniți tot ce v-ați propus în 2019, să fiți sănătoși și să aveți parte de iubire, să vă dezvoltați personal, știți la ce mă refer eu, gândire pozitivă și așa mai departe. Eu acum sunt la bucătărie, mi-am pus pe aragaz să fiarbă niște apă ca să-mi fac un ceiuz din niște plante. Am dus-o pe Nati la grădiniță, este 8 dimineața, am niște ochi în cap ca o broască, nu știu cum să zic, dar m-am trezit pe la 7 fără un picuț. M-am culcat la 11 și jumătate seara, adevărul ăsta am dormit destul, dar m-am trezit așa brusc când a sunat alarma și da. Ieri am dus-o la grădiniță prima dată. Și a plăcut foarte mult, mi-au spus acolo că nu a plâns absolut deloc, nu a plâns după mine, s-a jucat, au o pisică acolo la grădiniță, o să vă pun aici o imagine ca să vedeți un clipuleț mic pe care l-am prins dimineața asta. Au jucării multe, sunt copii acolo, s-au jucat împreună, a vorbit engleză, nu mă uimește pentru că i-am pus de mică desene în engleză și acum recent am mai vorbit și eu cu ea și Laur propoziții în engleză și deci i-a intrat undeva în subconștient limba engleză și știe să răspundă dacă întreabă de acolo ceva și s-au bucurat, au zis că e deșteaptă și e clever și nu am decât să mă bucur mult ca părinte, vă dați seama. Am avut emoții ieri, am plâns că s-a dus la grădință prima dată pentru că na. A fost prima zi și am trecut peste o etapă nouă în care am intrat în viața noastră și mergem înainte așa cu capul sus. N-am postat nimic pentru că am avut o răceală destul de nasoală cu gâtul, acum vorbesc, dar înainte nu puteam vorbi mai deloc, vorbeam în șoaptă pentru că așa era singura modalitate cum puteam să vorbesc din gât și, și acum am un pic așa momente când răgușesc, dar sunt mult mai bine, mulțumesc Domnului. Săptămâna asta mai avem vaccinul ei de 3 ani și jumătate. Mai avem programarea cu Dominic la spital, știți, din decembrie problema cu aici umflătura aia jos de tot, acum i-am făcut programare pentru ecografie pe 17, cred că joi este 17 și tot joi are și Natalia vaccinul la GP, deci e o săptămână destul de nebună pentru noi. Planificăm dinainte și ne descurcăm, mi-am planificat deja toată săptămâna pe agenda să văd ce am de făcut și unde trebuie să mă duc și unde trebuie să sun și așa mai departe și o să ne descurcăm. Acum o să vă las eu pentru că mă duc să-mi fac ceaiuțul și ne vedem mai încolo. Probabil mult mai aranjată și mult mai trezită pentru că trebuie să beau un ceai alb să ne revin un pic, că încă mi-e somn. Bună, Dominic, te-ai trezit, mami? Nu vrei să te uiți la mine? Nu vrei să te uiți la mine? Hoță mani ce ești. Neața. Ce faci, mami, tu? Ce faci tu, hoță mani? Salut? Hai să salut. Înainte de Revelion, adică între Crăciun și Revelion, am primit un pachetel de la Sofil, cei care mi-au trimis brățărica pe care o am aici, dacă vă aduceați aminte de ea. Brățărica asta de aici, pe care v-am arătat-o, cu poza Natalie și a lui Dominic. Vedeți că am de mai bine de o lună și nu s-a înnegrit absolut nimic și am purtat-o. Happiness este din argint 925, mi-a plăcut foarte mult brățara asta și îmi place foarte mult. Și au fost atât de drăguți încât și-au dorit să colaboreze din nou cu mine. Și de data asta mi-am ales un lucru pe care l-am aici în cutiuța asta și o să vă arăt imediat cât de drăguț e și o husă de telefon, husă care este pusă pe telefonul mamei mele. Este un Samsung, să nu vorbesc prostii, S7. Deci habar nu, nu mă pricep cu Samsung-urile, dar sper că am nimerit. Asta este husa pe care o trimis-o. Peisajul care este aici pe fundal l-am ales eu, deci este husă personalizată, puteți să o personalizați și e foarte faină calitativ. Mama a pus-o de atunci, de când a venit pe telefon dinainte de Revelion și nu s-a stricat, nu a căzut, absolut nimic, deci e superbă. Așa vine pe telefon, are marginea un pic ridicată, vedeți? Aici. Și e fain, este subțire, dacă pot eu să dorus cu o mână, hai că pot. Și ce-mi place cel mai mult e că poți să o personalizezi. Unele persoane își pun poze personale sau cu copii sau, mă rog, și e moale. E așa pe interior. Sunt acoperite și butoanele, aici jos are loc pentru... Aici locul unde băgați l-a încărcat. Mamei mele îi place foarte mult. Am ales husa asta pentru ea, cu peisajul ăsta, pentru că și l-a dorit. Și asta a fost oarecum cadoul meu de Crăciun pentru ea. Am cu cei de la Sofil, am trimis pachetul ăsta și am zis, bine, hai că aștept și îl consider cadou de Crăciun pentru tine. Dar nu a ajuns până în Crăciun, din păcate, și a ajuns acum. Nu mă deranjează, mi se pare un lucru fain și le mulțumesc mult pentru că husa este faină. A venit în ambalajul ăsta de aici. Phone case.
Asta scrie pe spate, fashion case, ultra thin, ultra transparent, scratch. Am băgat să șterg eul de aici, de la Soulfeel, New York, dar a rămas ambalajul. Eu am rămas cu gura căscată când am primit ambalajul ăsta și o să vedeți de ce. Ia uite. Cum deschizi ambalajul așa, se închide trandafirul și cum îl deschizi, trandafirul se deschide și scoate afară inelul. Inelul pe care l-am primit de la Soulfeel Jewelry, New York. Inel pe care l-am purtat foarte mult timp, este inel din argint 925. L-am purtat mult și l-ați văzut la mine pe Instagram de multe ori, însă nu că n-am avut timp să-l filmez, n-am mai postat de mult și știți lucrul ăsta și abia acum am reușit. Uitați-vă cât de drăguț e. Are pietricele aici pe margine și aici. Și pietricica mare din mijloc este pătrată. Nu am căzut pietricica deloc, deci este în aceeași stare ca atunci când l-am primit. Încerc să vă arăt la soare ca să vedeți cât de drăguț este. Uite. Nu știu unde scrie că e din argint, dar scrie. L-am purtat, deci, aproape zilnic. Pe deget este mărimea mea. Aici vine. Inelul de logodnă pe care mi l-a dat Laura este prea mic. În momentul ăsta l-am undeva într-un setar acolo, așa că ăsta a picat exact la țancă. Uitați-vă cât de drăguț vine pe mână. Este destul de gros, pietricele nu au căzut niciuna. Și m-am spălat cu el, am făcut treburile zilnice din casă cu el, adică spălat vase, gătit. Și nu mi-a căzut nicio pietricică, absolut deloc, nu s-a negrit, nimic. Pentru voi am un cod de reducere și niște detalii pe care le găsiți și jos în cutiuța cu descrieri. Cod de reducere care expiră acum pe 20 ceva ianuarie, deci dacă vreți să profitați să luați ceva de la Soulfeel, aveți niște bănuți reduși din partea mea și eu nu primesc nimic pentru asta, deci nu este cod afiliat, nu primesc bani pentru că le fac reclamă și vă dau codul ăsta. Dacă folosiți codul meu și plătiți cu el, nu, eu nu primesc nimic de la voi, deci absolut vă ajută numai pe voi să economisiți câțiva bănuți și eu chiar vă recomand bijuteriile de la ei pentru că inelul ăsta s-a comportat impecabil de când l-am primit. Brățarul la fel, o vedeți bine cum arată, deci mie îmi plac foarte mult bijuteriile lor și am văzut la mai multe persoane care recomandă firma Soulfeel, deci vă recomand și eu la rândul meu. Nu uitați să treceți în cutiuța cu descriere, să vă uitați acolo de codul de reducere care vă ajută să economisiți ceva bănuți dacă vreți să cumpărați ceva personalizat pentru cei dragi sau pentru voi. Au brățări, au lănțișoare, au inele, pandantive, ceasuri personalizate, vedeți scuse de telefon. Sunt minunat și le mulțumesc din suflet că au colaborat cu mine pentru a doua oară și iubesc inelul ăsta atât de mult, deci pe bune, nu știu, e superb. În rest aici la colțișorul de make-up nimic nou, liniște și pace, nu am cumpărat nimic nou din care să nu știți. Aba da, am cumpărat iluminatorul de aici, de la Dose of Color, ăsta e la Sarai. L-am cumpărat și mi-a ajuns chiar în ziua de 31 decembrie, înainte de ziua de Revelion și l-am purtat la Revelion. Este minunat. Ia uite ce aici. Da, ăsta este primul meu produs considerat din ianuarie 2019, cumpărat de make-up. Al doilea produs cumpărat de make-up din ianuarie este paleta lui James Charles, în colaborare cu Morphe. Da, am cumpărat paleta de la Morphe, James Charles, asta pentru că îmi place arta lui James Charles, îmi place ce face el, nu ce ar face Morphe. Este singurul și ultimul produs cumpărat de la Morphe, cu siguranță, pentru că nu susțin compania lor. Așa, iluminatorul ăsta e superb, e cremos, deci e cremă când eu îl întind acum pe mâini și este super ultra metalic. Da, abia aștept să vină și paleta de la James Charles, iar al treilea produs este necumpărat din luna ianuarie, nu trebuie mult să-l cumpăr, momentan nu-mi trebuie nimic, dacă o să apară cumva ceva interesant să cumpăr, o să cumpăr, dacă nu, nu. Ăla e biberon, mama. Am cumpărat cu o liră și jumătate de la Sainsbury's un biberon, iarăși și mami? Bine, bine, hai, dă-i la bebeluș. Vreau să-i dai la bebeluș lăpticul. Dă-i și lui să pape lăpticul, mama. Dă-i lăpticul, așa. Uite cum apare, zici că e lapte normal. La guriță, mama, uite așa. Așa, bravo, Dominic. Doar o liră și jumătate a costat la Sainsbury's și e super fain. Trebuie să ne tundem, Dominic. Trebuie să mergem să-l tundem pe Dominic. Care dita mai pletele. Așa, mama, dar uite, de așa în guriță, uite, face așa biberonul, ai impresia că are lichid și laptele, cum rămâne spuma după aia după lapte. Voi, dacă nu mai beți niciunul lăpticul seara, ați uitat de lăptic. Așa, mami, pune lângă el, face nani, legă-n-l, mami, nani, nani. Pune și păturica, mama, îl acoperim cu, uite, îngheață picioarele, mami. Așa. Așa, papă și el lăpticul? Bravo, Dominic. Mulțumesc, mami, așa, ai grijă de el, mama, fă-i măi-măi la bebeluș, măi-măi. Măi-măi, măi-măi, așa, mama, măi-măi. Mă, ce de dacă bun ești tu.
Un tătic minunată să fii tu. O să ai pe mami grijă să te învețe. Așa, mama. Să-ți ajut soția să ai grijă de bebeluși. Asta de aici e super faină, pe care v-am arătat-o de adusul lui Dominic Moș Crăciun. Are aici un fel de polizor, nu știu cum să zic, de face așa când apeși. Ca și cum ar tăia. Iar aici are șurubul ăsta de-l face așa. Da, mami, e al tău, da. Are uneltele, ciocanelul. Ce mai avem? O șurubelniță. Și asta e cheie, cred. Ia uite. Vezi? Face mai urmă, mă uite așa. Da, mami, ți le dau. Să punem asta? Asta e inimioară, mami. Să punem aici, la inimioară. Dar punem sertarul înapoi, mami. Să cadă în sertar. Hai, dă-i cu ciocanelul. Dă-i cu ciocanelul în inimioară aici. Aici, de aici. Stai, stai, stai. Gata, hai, încă puțin. Bravo! Yay! Bravo, Dominic, așa meștere. Astea de aici sunt ferma de la Fisher-Price și căsuța de la Chelsea, de la Barbie, care nu mai are chestiile astea aici. Natalia a spus că nu-i place și le-a scos. Așa că a lăsat căsuța pur și simplu. Are aici la masă prietenii pe scaune, stau. Și a adus toate animalele aici. Avem gâștele, avem găini, ridicăm puișorii. Ba! Văcuța, ia uite, fermierul. Ga, ga, ga. Așa, mami. Da. Gâștele, știu că îți plac gâștele. Ia gâștele și pleacă. Deci cam așa sunt scaunele astea de pe Amazon. Îmi plac foarte, foarte mult. Și l-am luat la amândoi la fel. Verde, pentru că e un verde din ăla vesel. Și stau aici împreună și joacă. Unul pe partea asta la fermă, unul pe partea aia la căsuță. Sau invers, se duce Dominic acolo, vine Nati la fermă. Ferma asta e foarte drăguță, mie îmi place mult. Ia-o sporcul. Ia, te deschidem mușa și punem aici ce este asta, rușii, cred că. Ia să vedem. Și cad aici jos. Ia uite. Iar aici avem porumb. Așa. Îmi place mult ferma asta, e inventivă, e, nu știu, ți ocupă timp, adică lor cel puțin. Și asta e drăguț. Da. Ca la țară. Am venit și noi de la grădiniță, m-am dus și am luat-o pe Natalia la ora 1, acum este 1 și jumătate, Laura a plecat la job pentru că este tura de după amiază și am papat și noi și acum a venit să stau la tabletă la niște desene, vreau să adorm, după o să-l culc și pe Dominic. Asta este make-up-ul de astăzi, l-am făcut cu paleta Soft Glam de la Anastasia, mare parte sus, iar jos am pus culoarea asta verde din paleta Tropic de la Natasha Denona. Am ales paleta Tropic și încă vreo 3 luni asta, dar am zis să mai folosesc și Soft Glam pentru că n-am mai folosit-o de mult și îmi pare rău pentru că este o paletă extraordinar de drăguță. Iluminatorul de la I Love Sarai, ăsta de aici. Ce mai am? Fond de ten de la Dior și pe buze numai glossul de la Fenty Beauty. Atât. Îmi e puțin somn, dar încerc să rezist așa un pic. Cafea nu mai beau o perioadă, am băut ceai alb, ceva de la grădiniță. I-a pus în ghiozda Natalie, super drăguț și mi se pare interesant. Programul de la grădiniță cu activitățile pe luna februarie și încă un lucru despre niște poze cu familia. Și vedeți niște poze cu familia acolo în spate. Haideți să vă arătăm acolo pe dulap și ce de la grădiniță. Grădinița lor ar dori să facă un display de familie sau ceva de genul și vor să le trimit câteva poze de familie pe e-mail, am acoperit e-mailul cu mâna pentru că, da? Asta ca să încurajeze copilul să vorbească despre familia lor, despre persoanele din familia lor și mi se pare super fain. O să le trimit pe e-mail câteva poze și îi spun că o să le printeze pentru mine și am apreciat mult asta, mi s-a părut foarte drăguț. Aici avem programul din luna februarie, adică programul cu activitățile grădiniței din luna februarie. Natalia merge 3 zile pe săptămână la grădiniță, luni, marți și miercuri, pentru că are 15 ore gratuite la grădiniță. Deci joi și vineri nu se mai duce, deci numai 3 din 5. Și avem pe 5 februarie, cred că vine marți, avem anul nou chinezesc, o să le vorbească despre anul nou chinezesc. După aia ce mai prinde Natalia? Asta o ratează pentru că este joi de Valentine's Day și Teddy Bear Booknick vineri, ratează la fel și încă una de aici. National Tooth Fairy Day și mai are încă două în afară de anul nou chinezesc. Mai are pe 19 februarie, cred, Pijama Day, să o ducem îmbrăcată în pijama la școală. Și pe 25 februarie să-și ducă animalul sau jucăria preferată, animalul, adică animalul jucărie, preferarea grădiniță ca să-l arate prietenilor ei de la grădiniță. Mi se pare super, super drăguț lucrul ăsta și abia aștept să văd cum reacționează. De anul nou chinezesc, pe 5 februarie, o să facă și activități, nu numai că le vorbește despre anul nou chinezesc. Mi se pare interesant și abia aștept să văd reacția ei. Da, sunt mândră de ea.
A spus că a fost foarte cu minte astăzi, nu m-a plâns, a mâncat aproape tot pachetelul, s-a jucat cu copiii, deci chiar n-am ce să spun rău despre chestia asta, sunt mândră. Uite, deja e somn, cred, în mare parte. Bună, Nati! Bună, mami, s-a trezit de vreme. Cu toți prietenii lângă ea, ursulețul al mami, i-a împărțit. Astea sunt jucările două pe care mi le-a trimis mami Oana de Crăciun acum la mami Secret Santa. Și Vorel nu doarme, deci absolut. Ursulețul e al lui mami, renul e al lui Dominic, ăsta cățelușul e al lui tati și ursulețul Thomas e al lui Nati. Ți l-am găsit, vezi? Am găsit-o cu alți pantaloni pe care aveam ghiozdanul ca schimb, pentru că s-au jucat afară prin nemol, prin noroi și s-au murdărit și au schimbat-o. I-au schimbat șosețelele, acum le-am băgat la spălat jos în mașină. Te-ai jucat mama la grădiniță? Ți-a plăcut? Te-ai jucat cu Pisa la grădiniță? Da. Da? Și ce-a făcut Pisa? A fost cu minte? N-are chef. Și-a păpat. A păpat? Cu Pepa. Ai păpat iar oțelul cu Pepa? Bravo, mami, foarte cu minte ai fost. Îmi are și mie unghiuțele tale? Da. Ia să vadă și mama ce unghiuțe ai. Foarte frumos, Natalia. Ești o adevărată domnișoară îmbrăcată în roz. Foarte frumos, mami. Mă bucur că ți-a plăcut la grădiniță. O să adorm în scurt timp, că deja are așa o față de adormit. S-a trezit așa la 7 și 10, cred că am trezit-o și acum e cam somnic. O plimb cu apa după mine, beau apa non-stop, parcă aș fi Camila, nu știu cum să zic. Trezit am doi copii, i-ați văzut cum dormeau amândoi lângă mine, unul în stânga, unul în dreapta. Și am venit la bucătărie să pregătesc cina și am toate ingredientele aici, în afară de cărniță. Cărniță care o să vină acum de la cumpărături, pentru că nu e cumpărată. Am niște ciupercuțe pe care o să le tai așa fâșii și o să le fac pe grill împreună cu dovlecelul ăsta, care a crăpat aici, nu știu de ce. Deci chiar n-am văzut așa ceva. Și cu sparanghel, am două cutii de sparanghel, aici am cumpărat 3 săptămâna asta, pentru că au fost 3 cu 4 lire, dar folosim doar 2. Și condimentele, am usturoi granulat, ceapă, oregano, busuioc și aici este niște paprika, niște băiat de ardei. Și o să le fac împreună, pieptul de pui o să-l fac la cuptor, tot la un fel de gri. Pieptul de pui la cuptor e gata, miroase genial și arată genial. Nu știu cât de bine îl vedeți voi la cameră. L-am lăsat cam 20 de minute, timp în care l-am întors de vreo 2-3 ori de pe o parte pe alta. 20 de minute la grill, deci la funcția grill la cuptorului, la 240 de grade Celsius, maxim. Și arată cam așa. Am pus sare, piper n-am mai pus, am uitat, am pus sare, am pus praf de usturoi, praf de ceapă, busuioc și oregano. Și un pic de boia de ardei și ulei, atât. Dar arată genial și e făcut pe ambele părți. Ascultăm desene, au venit și noi să ne băgăm la nani. Ce e mai acolo? Ce e nebunia asta? Ce e nebunia asta? Ce, mama? Ia uite-l și pe el acolo. Acolo. Ți-ai pus pantaloni în cap, mama? Ia arată-mi și mie ce păr ai. Asta-i părul tău? Pantalonii de pijama și i-a pus în cap. De ce e în pat la noi? E 8 jumate, e târziu. Băieți, fete, hai la nani. You found it? Good job. Mi-e un somn de nu mai pot dacă mă credeți. Deci that's mie... mommy bear. That's mommy bear, yeah. And this one? That's a baby bear. That's a baby bear? He's small? She's a baby. Sunt așa de mândră de ea când o văd cu engleza cum se descurcă. Mi-e un somn de nu mai pot, după cum vă spuneam. Am terminat cu totul, cu ei. I-am spalat, i-am schimbat. Am terminat cu mâncarea jos, cu spălatul de vase, cu strunsul pe acolo și așa mai departe. Cum o să mi-a rămas bun de la voi. Mulțumim mult de tot că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați pe canalul nostru, pe canalul meu, dacă nu ați făcut-o până acum. Găsiți butonul jos, abonați-vă sau subscribe sau unde sunteți voi în lume, în ce limbă scrie. Pupici mulți din partea noastră la toți. O să ne vedem clipulețul următor. Până atunci, pa, pa!